Cu solă s-a dat. E și cu coreografie. Mamă, ce-s drăguț. Final fals? Ce frumos! Bravissimo! Sau bravissimo! Ce frumos! Frumos, frumos! Bravo, fetelor! Cine a fost ideea asta frumoasă? Noi am vrut să pregătim un duet și profesoara noastră de pian a găsit piesa și a venit ideea pentru acest moment. Bravo, chiar a fost profesoară! Spectaculos. Bravo, bravo, doamna profesoară! Din punctul meu de vedere, a sunat și foarte, foarte bine, a arătat foarte bine, sunteți foarte haioase. N-am mai văzut ca voi, sunteți unice, cel puțin până acum, la România au talent. Ați reușit să faceți un moment captivant, efectiv de divertisment de mare calitate. Sunteți două pianiste de excepție, aveți simțul umorului și aveți un mare noroc. O profesoară care știe ce vârstă aveți și care nu v-a dus într-o zonă neagră, ci poate în cea mai frumoasă lumină pe care voi o meritați. Bravo! Mulțumim mult! Mulțumesc. Bravo! Mulțumim. Vreți să vin acolo să vă gâdil ca să râdeți? Se emoționate, mă! Haide, mă, fetelor, râdeți, Beatrice mare un pic și plângeam, văzut eu. Tot profesora m-a zis să fiți... Așa sunt eu. Nu ești deloc, adineaură ai râs. Gata, uite, ca să vă dau și un motiv să fiți fericite, eu vă spun și da. Mulțumim! Am asistat la o lecție deschisă, din care am înțeles cu toții că scena asta este locul în care talentul este cel mai bine la nivel atunci când oamenii îndrăznesc să se joace. Iar pentru ce am văzut aici, răspunsul meu e da. De la mine aveți un da! Mulțumim! Ați venit, v-ați bucat și ați primit 4 de da! Mulțumim! Ne vedem în etapa următoare. Mulțumim frumos! 4 Mulțumim de da. Și noi! Când era la școală, Florine! La dicție, ce țineai? Cu creionul, nu? De cele mai multe ori.